Firma Flagaz a fost înființată în 1997 de un afacerist italian care a vândut-o apoi actualului primar din Caracal, Ion Doldurea, care la rândul a cedat-o fiului Ionuț. Firma a avut în 2022 un profit net de aproximativ 33 de milioane de lei, de aproape 3 ori mai mult decât în anul precedent și de 5 ori mai mult decât înainte de pandemie. Flagaz are 191 de angajați și datorii de aproximativ 74 de milioane de lei. Flagaz figurează pe lista firme.ro. Potrivit descrierii obiectului de activitate, firma vinde cu amănuntul de la echipamente fotografice, arme și muniții la combustibil, gaz, îmbuteliat, cărbun și lemne pentru gospodărie. Ion Doldurea este din 2019 președinte al PSD Caracal. Doldurea senior a candidat la primăria Caracal în 2020 și a câștigat cu sprijin puternic de la centru, susțin surse politice care îl indică pe secretarul general al PSD, Paul Stănescu. Ion Doldurea este chimist și a fondat mai multe companii, inclusiv în domeniul carburanților, pe care le-a transferat ulterior pe numele fiilor săi. Toate se ocupă cu transportul carburanților și aproape toate au contracte cu primării din țară. Primarul din Caracal s-a autosuspendat din funcția de membru PSD și șef al organizației în Caracal. El a scris pe Facebook că nu are și nu a avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar a luat decizia retragerii din funcțiile politice deoarece un membru al familiei sale are legătură cu cazul. Firmele familiei Doldurea au vândut gaz, motorină și benzină pentru 35 de primării, potrivit informațiilor din spațiul public. Primarul din Crevedia, Florin Petre, are o condamnare penală pentru tăinuire. A cumpărat un utilaj agricol, deși știa că este furat. A fost condamnat în 2016 la un an de închisoare cu amânare. Florin Petre și-a recunoscut fapta. El a fost ales primar în 2016 din partea UNPR, iar în 2020 din partea PSD. Știrile TVR i-au solicitat acestuia un punct de vedere în legătură cu această situație, dar și despre neregulile de la stația GPL din localitatea sa. Florin Petre a răspuns că nu are nimic de declarat până nu se vor încheia cercetările.